Să ne întoarcem puțin la costume, pentru că nu degeaba pe le-am adus. Scurt, pe scurt, pe scurt, da, dar vreau, te rog frumos, să ne povestești puțin despre bine, fiecare, că-s minunate rochile astea. Câte puțin, câte puțin. Iată, uite cu ce am să încep. Această Ai desenat-o tu? Eu făceam schițele împreună cu arhitecții Ghițulescu și după aceea, după ce făceam acele schițe, erau cusute, dar noi făceam aceste aplicheuri. Acestea au fost cusute de manual. Adică toate detaliile acestea pe care le vedeți le-am cusut noi cu mâna noastră, bucățică cu bucățică. Și am cântat cu ea Balada Focului, o compoziție proprie, într-un recital al lui Paul Muzescu. De ce focul e atât de bun? Uneori cumplit și rău, alteori eu acum, aici, astea Dante, sunt, astea sunt de la bunica niște elemente separate care ne-au servit nouă să le asamblăm pe acest fond de contrast. Acestea deci erau așa în forma lor originală. E, aici tot ceva de la bunica, au fost piese disparate pe care noi tot așa le-am asamblat și am adăugat aceste flori și vedeți, asta era extraordinar la Mamaia, am avut un recital la Mamaia pentru că în timp ce dansam, astea se vedeau extraordinar franjurile și după cum vedeți sunt și acum la modă franjuri din nou. E, și aici a fost o altă trăsnaie, o altă idee. Asta nu a fost apariția ta în prima emisie Color? Exact, așa a fost. Aha. Cu 4 anotimpuri. Patru anotimpuri în care am apărut, era un revelion și tot așa aceste elemente de demult au fost aplicate, aplicate pe ceva, mă rog... Tot desenul tău? Ai ales tu și materialul? Da, nu, cum să spun, eu căutam să dau naștere unor fantezii pe care le aveam și întotdeauna veneam cu idei năstrușnice și în felul acesta... Ai iată... spate o roche cu motiv ortenesc, popular. Aici am cântat o piesă a lui Marius Seicu, Porți Înalte se numea. Așa? Și am avut aceste elemente oltenești, pentru că aici aveam o maramă pe care acum nu o mai am. E foarte modernă. Iar aceasta, asta o să-ți placă povestea ei, asta a fost o perdea a bunicii mele. O perdea. De dantelă, da? Lucrată cu... Perdea frumoasă, pe care tot așa am cusut fiecare paietuță pe ea și a ieșit ce a ieșit și era, mă rog, moda atunci cu aceste lucruri largi și... Dar încă o dată, toate aceste toalete nu erau făcute de dragul luxului sau de dragul de a epata pe cineva. Ele serveau o melodie. Asta a fost esența. Adică n-a fost numai... Făceau parte din povestea pe care exact, o transmiteai. Adică trebuia odată... să subliniez, să servesc compozitorul o anume atmosferă, o anume vers,